Angajații cele mai vechi centrale nucleare din Franța au fost răniți ieri într-un accident de muncă. Șefii lor spun că s-a produs o degajare necontrolată de apă oxigenată și nu au avut loc scurgeri radioactive. Totuși, alți 8 angajații centralei care nu au fost răniți au fost transportați la spital pentru a fi ținuți sub supraveghere. La puțin timp după ce s-a dat alarma pe platforma centralei din Fessenheim, aflată în apropierea graniței cu Germania, jurnaliștii vorbeau despre un incendiu. Oficialii centrale au infirmat însă repede această informație. Se pare că un rezervor a cedat, iar 2 angajați care se aflau lângă el au fost răniți. În fapt, c'est de l'eau oxygénée, donc il n'y avait pas de contamination qui a été observée, ni sur les salariés qui ont été pris en charge par les pompiers, ni sur les pompiers eux-mêmes, parce qu'on est dans un environnement où il n'y avait pas de contamination. Et je le répète, il s'agit d'eau oxygénée qui a été utilisée et qui a produit une réaction exothermique, donc a dégagé la chaleur, donc une montée de température, donc une vaporisation de l'eau. Angajații care se aflau lângă rezervor în momentul în care s-a produs accidentul au ajuns la spital cu mai multe arsuri. Deși oficialii francezi au declarat că nu a avut loc o scurgere de radiații, alți 8 angajați au fost duși la spital. Este o măsură de precauție, spun autoritățile din Hexagon. Centrala din Fessenheim este cea mai veche din Franța și în ultimii ani ecologiștii au cerut tot mai des să fie oprită. Președintele François Hollande s-a angajat să închidă această centrală până în 2017.